Vă prezentăm banda de unde vor pleca în ciclul de secționare în gater a copacilor Paulonia Cotevisa 2. După cum puteți observa, se alimentează cu această macara. Se alimentează copacii care au fost debitați, deci buștenii care au fost debitați, alimentează această bandă de unde vor pleca în vederea secționării și obținerii chelesterei. Totul pentru a avea transparență totală față de clienții noștri Paulonia Germania. Noi toate aceste filme le postăm deoarece dorim o informare corectă a tuturor clienților despre această afacere cu copaci Paulonia Cotevisa 2 în toată Europa. Mulțumim de atenția acordată!